Au căzut primii fulgi de zăpadă peste Făgăraș, bucuria copiilor care au stat încă de aseară lipiți de geamuri, încântați la culme și cu gândul la primul om de zăpadă pe care îl vor face. Ce mai, se apropie Crăciunul, iar atmosfera de afară confirmă acest fapt. În centrul Făgărașului, ornamentele și figurinele de Crăciun au fost așezate. Au mai rămas câteva zile până pe 1 decembrie, când vor fi aprinse. În altă ordine de idei, prima ninsoare nu i-a prea bucurat pe șoferi, care au fost nevoiți să se trezească astăzi mai devreme ca de obicei, pentru a-și curăța mașinile. Măcar drumurile au fost curățate, reprezentanții Salco spun că au intervenit încă de aseară. Dar ne bucurăm că a nins mai puțin deocamdată decât prin alte părți. Am ieșit cu utilajele încă de aseară, înainte să ningă, am fost pregătiți, am ieșit cu două auto speciale cu lamă și cu sărăriță, atât pe arterele principale, cât și prin arterele secundare, iar de dimineață am ieșit și cu oamenii pentru trotuare, în special pentru trecere de pietoni și pe căile de acces către școli. Deocamdată nu sunt probleme, dar nici zăpada nu este foarte mare. Acum să vedem dacă la noapte vor fi temperaturi scăzute cu minus, să ieșim mai mult pe partea de combaterea poleiului. Până acum, făgărășenii nu au sesizat firma de salubritate cu vreo problemă în privința dezăpezirilor. Însă directorul Salco, Dragoș Bârță, le reamintește acestora că pot suna la dispeceratul firmei la numărul de telefon 0758232222. Este disponibil numărul de dispecerat pe care am văzut că atât dumneavoastră cât și colegii dumneavoastră l-au afișat și chiar îi rugăm pe cetățeni, dacă sunt probleme de orice fel din domeniul nostru de activitate, chiar îi rugăm să ne anunțe. Orice informație e binevenită și încercăm să le rezolvăm pe toate în cel mai scurt timp posibil. Firma de salubritate intervine pentru acțiuni de dezăpezire cu 4 utilaje cu sărăriță cu lamă, 3 utilaje pentru trotoare, respectiv 2 cu lamă și 1 cu lamă și sărăriță. Tractorul cu plug care intervenea anul trecut pe străzile înguste a fost înlocuit cu un utilaj specializat care va fi pus în funcțiune din acest an.